În perioada 21-22 decembrie, un grup de 15 persoane de la parohia Michierechi din Ungaria, condus de preasfințitul părinte Siluan, a desfășurat o activitate filantropică la mănăstirea Dumbrava. De data aceasta, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu grupul de 15 persoane din Ungaria, cu două camioane și alte mașini, am venit ca să împărțim aceste ajutoare la Centru pentru Copii și Tineri și cel pentru vârstnici, care funcționează în cadrul mănăstirii Dumbrava din Arhiepiscopia Alba Iuliei. A fost impresionantă nu doar cantitatea bunurilor pe care au reușit să le adune credincioșii noștri din Michierechi, ci și dragostea cu care ei desfășoară această activitate și cu care le împart celor cărora le sunt destinate. Și pe de altă parte ne-a bucurat în mod deosebit bucuria acestor copii în urma întâlnirilor cu credincioșii noștri din Ungaria. Am constatat de asemenea cât de mult face biserica pentru societate, pentru acești tineri care altfel nu ar fi avut prea multe șanse în această viață destul de dură, și pentru persoanele vârstnice, ce condiții se oferă la această mănăstire, și dorim să îi felicităm pe această cale pentru tot ceea ce au reușit să facă la mănăstirea Dumbrava. Această tradiție s-a născut la inițiativa unor tineri de seamă din orașul Michierechi, din Ungaria. Acțiunile noastre caritabile au început în anul 2008. De atunci, în tot anul, tot mai mulți oameni se adună pe lângă noi și ne ajută foarte mult. Din an în an, tot mai mult ajutor putem aduna. Ajutoarele adunate sunt produse, sunt alimente neperisabile, legume, îmbrăcăminte, jucării, și în tot anul pregătim și pentru copii pachete de dulciuri. La descărcarea obiectelor au dat o mână de ajutor și o parte dintre tinerii de la centre, aflate sub purtarea de grijă a părintelui arhimandrit Vasile Crișan, preotul slujitor al mănăstirii Dumbrava. Pe lângă această mănăstire, ne bucurăm că Dumnezeu ne-a ajutat să facem un mare centru social, cuprinzând 7 module de asistență socială, casa de persoane vârstnice cu dizabilități, centru de deprindere de viață independentă pentru copii, centru maternal, o școală specială, o casă de tip familiar și un centru săptămânal. Pentru noi este o mare bucurie și ne bucurăm că acest centru găzduiește peste 120 de copii și 70 de bătrâni. Înainte de plecare, preasfințitul părinte Siluan a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Nouă a Mănăstirii Dumbrava. La final, copiii și maicile de la mănăstire au cântat colinde.